pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Ai fost martorul unui eveniment deosebit? Viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile? Sesizează orice eveniment important pentru Reghineni la adresa de e-mail info@dartv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Ai fost martorul unui eveniment deosebit? Viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile? Sesizează orice eveniment important pentru Reghineni la adresa de e-mail info@dartv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Într-o lume extremelor, o lume tot mai lipsită de liniște sufletească și împăcare, Dareghin TV vă propune o emisiune pentru normalitate. O emisiune dedicată comunității maghiare, dar în care ne putem regăsi cu toții. Varușchep, o emisiune pentru comunitate. Emisiune realizată cu sprijinul Larix SRL.
Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit. Începe din nou Senso, pentru că este marți și s-a făcut ora 5. Urmăream genericul acestei emisiuni acum și am văzut acolo, la un moment dat, scrie specialiști în medicină. Eu aș adăuga specialiști în viață, specialiști în arta de a trăi. Pentru că în ultimele ediții ale acestei emisiuni v-am adus oameni cu povești de viață impresionante, oameni care au acumulat o anumită experiență și care, datorită acelei experiențe, au reușit să extragă anumite maxime pe care ni le-au împărtășit și nouă. Să ne prindă bine, să luăm aminte sau pur și simplu să le auzim, dacă nu vrem să luăm aminte la ele. Astăzi avem din nou un asemenea specialist, o doamnă specialist în arta de a trăi, o doamnă care a avut și un rol important la un moment dat în viața acestui oraș. Este vorba despre doamna Marioana Bârsan. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit! Să spunem, doamna Bârsan, telespectatorilor noștri, care probabil nu-și mai amintesc, că dumneavoastră ați fost primar femeie al acestui oraș, sigur pentru o perioadă destul de scurtă, și dumneavoastră ați fost cea care în 1989, atunci când s-a întâmplat revoluția la nivel național, ați predat cheile primăriei, ceva de genul acesta s-a întâmplat, și ați eliberat locul. Da, așa este, revoluția m-a prins primar în orașul Reghin, pe atunci nu era municipiu. Da, și cum a fost ziua aceea? Cum a privit-o cineva care se afla chiar în miezul lucrurilor? Pentru că este vârsta la care îmi permit să fiu foarte sinceră. Și, aș putea să spun că era o fierbere, simțeai ceva în aer. Știm cu toții că acele zile au fost... Erau evenimentele au fost cu luni înainte în jurul României, au fost în zilele acelea evenimentele de la Timișoara, era o tensiune care nu știe cum se finalizează, dar în modul cel mai sincer, repet, nu mă așteptam să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, nu neapărat și la Reghin, pentru că eu nu pot să spun că în Reghin a explodat ceva. A fost ceea ce a fost normal, poate să fie. Nu știam în ce direcție o să o ia lucrurile și pe mine lucrul acela nu m-a speriat deloc. M-a speriat doar faptul că între cei care au venit atunci în primărie, pentru că Reghin e un oraș mic și eu am crescut în Reghin de la 14 ani, la 14 ani am venit în Reghin și aveam 20 de ani de viață în Reghin, cunoșteam poate 70-80% din populația orașului. Aveți am 34 citit... de ani? Da, aveam... În 89 aveam 36 de ani. Mm-hmm. Sau, da, 53. Și nu v-ați speriat? Nu m-am speriat. Mie mi-a fost teamă de faptul că între cei care au venit am cunoscut și oameni de foarte slabă calitate. Și m-a speriat faptul că vreau să dea foc stării civile și unora dintre încăperile din primărie, și atunci primul lucru care l-am spus, i-am rugat să se gândească că în orice moment, oricine ar fi primar, va rămâne un oficiu și un ofițer de stare civilă și un astfel de birou, pentru că acolo se înregistrează nașterile, căsătoriile, acolo e viața lor, a celor care au trecut, a celor care urmează să vină. Și în rest, că între ei au fost cei care au luat de pe pereți, să spun așa, tablourile cu vizita de lucru a lui Ceaușescu în județ și respectiv în Reghin, nu cu multă vreme în urmă, cu câțiva ani fusese în Reghin. Nu m-a speriat. Singurul lucru care m-a speriat în acel moment a fost faptul că a vrut să aprindă starea civilă și covorul din acea încăpere. În rest, nu. Eu spun că Reghinul a fost și sunt convinsă că va rămâne un oraș al echilibrului. Nu m-a speriat nimic, încât seara eram cu ei la ora Unirii jos, pentru că le-am spus că după părerea mea, am și vorbit în balcon, după părerea mea, cel mai important lucru este să rămână locurile de muncă, să se poată câștiga o pâine în continuare, pentru că vor aștepta acasă copiii și în zilele care vin, indiferent cine va conduce economia. Aveam noțiuni despre economia capitalistă, n-am trăit-o, eram foarte tânără, și
Nu știam exact în ce direcție o vom lua, dar mie mi s-a părut că este cel mai important lucru să funcționeze atunci și au și fost alături de, și de mine și de cei care s-au așezat în zilele următoare să cârmuiască orașul, oameni importanți, oameni de echilibru, și mă refer la cel care era șeful poliției din acea perioadă, la Zarioiu care era la bancă, dar în perioada aceea era și șeful apărării civile. A fost o prezență de mare echilibru. La Marian, care era șeful RAGCL-ului, și am spus, trebuie să avem apă. Erau zvonuri, că e otrăvită apa în oraș. La spital, directorul spitalului. Deci au fost oameni care au echilibrat, au ținut în mână lucrurile, încât eu cred că s-a trecut cu bine evenimentul. Dar în dimineața aceea ați venit la birou, ca de obicei? Am venit la birou, ca de obicei, dar de fapt noi eram... Eu am stat în birou până în jurul orei 12, cam cu 3 zile înainte. După ce au început evenimentele de la Timișoara, eram ca să cunoaștem pulsul, să știm ce se întâmplă, și în vremea de dinainte de 89, nici iarna aceea n-a fost una ușoară, erau probleme în întreprinderi. Cel mai important rol al celui care era primar orașului și primul secretar al Comitetului Orășenesc de Partid, și la Reghin și în altă parte, era acela de a funcționa economia, de a-ți asigura materiile prime pentru unități economice, cum era Republica, IRUM-ul, IPL-ul, și care aveau probleme în ce privește aprovizionarea cu materii prime, în asigurarea cu gaz metan, în realizarea indicatorilor. Și în ziua aceea, sigur că au fost cu o zi înainte ședințe, și eu știu că am fost la Republica, în care era condamnată atitudinea lui Milea. Eu s-a întâmplat să mă duc la Republica. În acea ședință s-a vorbit despre atitudinea generalului Milea? Da. Și a durat foarte puțin, într-una din secții, cred că la sculărie, nu mai aduc aminte cu foarte mare exactitate, cred că la sculărie a fost. Și eram un om obișnuit, pentru că am lucrat și la sindicate, am lucrat și în fostul Comitet Orășenesc de Partid ca secretar cu probleme de propagandă, și atunci am răspuns de învățământ, de partea de cultură, ani de zile, cunoșteam oamenii, și fiind mereu prezentă în întreprinderi, la diverse întâlniri și la ședințe, nu eram scutiți de realitățile pe care le trăiau și de un dialog sincer cu ei. Și atunci, sigur că deși s-a pus în discuție respectiva problemă și condamnarea lui Milea, pentru că cel puțin în acel moment așa s-a spus, poate istoria o să clarifice cândva lucrurile, că s-a sinucis și că a fost un act de trădare, oamenii au ridicat problemele lor, au depășit repede subiectul pus în discuție și au ridicat problemele lor. Faptul că nu le ajungeau salariile, că nu era suficient de bună aprovizionarea, că le lipseau frigiderele, televizoarele, pentru că știm cu toții că, din punctul ăsta de vedere, erau probleme. Și v-ați întors la birou? Asta a fost o zi înainte. În dimineața respectivă m-am dus în zootehnie. Primul secretar, și nu numai, avea sarcini în realizarea indicatorilor și în unitățile agricole. Cu realizarea indicatorilor. Da, pentru că asta era. Fiecare unitate, pentru generația dumneavoastră, mult sigur, da. Pentru noi erau acele atât de mult criticate programe cincinale și anuale și indicatorii pe care trebuia să atingă fiecare unitate economică. Dar în ce privește, revenind acum la partea de zootehnie, vinerea era o zi de vineri și eu aveam program de grajd. În acea zi am ales CAP-ul Apalina. Și m-am dus la CAP, era iarnă, cu o săptămână înainte, tot într-o zi de vineri am fost, deci exact o zi, săptămână asta înseamnă 15 decembrie, la Apalina. Am avut un om deosebit acolo, cei care l-au cunoscut, era regretatul Oprea. Înghețaseră instalațiile cu o săptămână înainte și era o problemă asigurarea apei pentru animale. Nu era ușor să faci investiții, să faci reparații, încât să funcționeze toate ca lumea. Și m-am dus dimineața la programul de grajd, să văd dacă e curățat, dacă s-a făcut mulsul. Era programul primarului, între altele. Și m-am întors la 7 la sediu. Seara? Nu, la 7 dimineața. Deci în zootehnie am fost de pe la 5. La 7 am intrat în primărie, până la 8 am rezolvat probleme curente. Știu precis că am avut audiențe de la 8 pe probleme de spațiu locativ. Au venit oamenii în audiență? Și da, erau probleme. Se construia atunci actual cartier Unirii. Erau câteva blocuri ridicate, celelalte... Și oamenii vroiau case.
Sigur că da, vroiau case și erau oameni, unii dintre ei, mi-amintesc că în perioada respectivă se demolase în zona străzii Rândunelor și pe acolo și erau și romi și alții care aveau probleme de locuit, de locuit serioase. Și cam la 11 am ieșit la un magazin, acolo unde acum Lipscaniu, să-mi cumpăr ceva prosoape, 11 și ceva, pentru că eu, familia mi era în Târgu Mureș, fetița, fica mea cea mică, era atunci în clasa 5, a început să vacanța, am adus-o la Reghin și nu locuiam acasă pentru că încă aveam un apartament de două camere repartizat în care n-am apucat să dorm nicio noapte. Am făcut naveta de la Târgu Mureș și am rămas la o prietenă peste noapte când trebuia să rămân aici. Și fetița mea era în Reghin, dar urma seara aceea, să, în ziua respectivă, s-a legat telefonul, să am telefon acasă, să pot fi găsită la orice oră. Da, și pentru că ceea ce spuneți acum este foarte interesant și așa se întâmplă și la filmele bune, atunci când este momentul acela culminant și când moare sau nu moare cineva sau așa, atunci publicitate. Intrăm în publicitate. Într-o lume a extremelor, o lume tot mai lipsită de liniște sufletească și împăcare, Dareghin TV vă propune o emisiune pentru normalitate, o emisiune dedicată comunității maghiare, dar în care ne putem regăsi cu toții. Varușchep, o emisiune pentru comunitate. Emisiune realizată cu sprijinul Larix SRL.
Senso se numește această emisiune, sper că v-ați obișnuit deja cu ea de atâta timp. Invitata noastră de astăzi este doamna Marioara Bârsancea, care în 1989 era primar la Reghin și cea care de atunci a trecut prin multe alte experiențe, dar povesteam despre acea zi când revoluționarii reghineni ne-au pătruns în primărie. Doamna Bârsan, v-ați dus să vă cumpărați prosoape de la magazin. Da, m-am dus să cumpăr prosoape, urma în noaptea aceea să dormim pentru prima dată cu fetița mea într-un apartament de două camere în Unirii, pe care îl închiriasem cu nu multă vreme în urmă și l-am pregătit să putem sta acolo și atunci s-a legat și telefonul în 22. Și aș fi putut seara, deci să am telefon dacă ar fi fost nevoie să pot fi găsită. Și nu mai rețin exact ora, dar în momentul în care am ieșit din magazin, un bărbat singur pe stradă striga: a fugit Ceaușescu. Eu am rămas șocată, sincer nu mă așteptam. Știam ce s-a mai întâmplat atâta cât puteam ști noi la ora aceea, din media, cum s-a petrecut, adică în celelalte, aproape nimic, cum s-a petrecut în celelalte state și știți cum erau prezentate în presa noastră, foarte, foarte puțin știam despre asta. Și când am intrat în clădire, l-am rugat pe milițianul care era la poartă să-l sune pe domnul comandant și să-l întrebe. Dar s-a întâmplat să fie pe stradă un domn pe care îl cunoșteam, o altă persoană, care mi-a spus: lăsați-l, că îl cunosc, știu cine îi, are probleme de sănătate. E nebun cel care spune asta. Da, cel care striga asta. Nu, chiar era o persoană care avea probleme, dar probabil cineva i-a pus în gură aceste cuvinte, pentru că nu fugise încă Ceaușescu. Am mers înapoi în sediu. În momentul în care a fost sunat comandantul, a zis că da, știe despre cine e vorba. Era un om despre care se știa și chiar avea probleme de sănătate, dar cineva l-a pregătit. De undeva tot a nu venit. Nu contează, da. Am ajuns în sediu și la foarte puțină vreme m-au chemat și pe mine, se adunaseră colegii care lucrau în primărie într-una din încăperi în care era instalat un televizor și am văzut momentul de la ce a văzut toată lumea, de la Comitetul Central cu plecarea elicopterului. Sigur, eu nu știu dacă cineva pretinde că și-a putut da seama ce curs urma să aibă istoria noastră, eu în acel moment nu, și am trăit ca fiecare emoția că oare în ce mod se sfârșește. Ce se întâmplă, sincer, am fost crescută într-o familie în care părinții și tata îndeosebi, dar și mama au fost oameni simpli, dar oameni foarte vii și foarte dedicați obștei. Așa mi-am simțit și eu viața și până în acel moment și primul meu gând a fost că dacă pentru țară va fi bine și pentru toată lumea, sigur va fi bine și pentru mine. N-am avut o altă spaimă. Apoi, după nu multă vreme, cam după jumătate de oră, o colegă m-a sunat dintr-o clădire apropiată și mi-a spus că lângă bibliotecă, deci eu am lucrat și în această clădire unde sediu dumneavoastră, la sindicate, că aici era o ridicătură din beton, un capac de canal mai înalt, un domn tânăr care era dat afară din miliție, nu mai știu, sau de pe unde a lucrat, din miliție sau la SRI, la securitate, nu mai știu exact unde a lucrat, pentru probleme de ale lui personale, organiza grupul care urma să mergem la primărie, să mergem la primar. Și atunci l-am sunat pe comandantul poliției și l-am rugat și de acolo la poliție. Deci asta mi s-a precizat. Și atunci am zis, dacă vin la dumneavoastră, rugămintea mea, să-i lăsați unde pot să intre, dar nu cumva să se tragă, deși nu știam. Știam că miliția are arme. Da. Noi n-aveam arme, dar... Și nu. Au venit în clădire, au intrat, erau gărzi patriotice, nu știu cât, nu multă lume, dar au intrat în clădire și cam asta au făcut. Au luat portretele. Sigur că reacția mea a fost așa, oarecum de durere, să spun, în momentul în care am văzut că au decupat tema țării din tricolor. Și am zis, eu vă înțeleg că aveți au ceva cu Partidul asta. Comunist, da? Erau două drapele mari din mătase pe scările care urcă așa ca și astăzi în primărie. Și zic, cu tema partidului nu comentez dacă aveți ceva, dar de ce să... Sunt simbolizate bogățiile țării, spicele, sondele, pădurile... A fost reacția mea de moment. Sincer, am fost foarte, foarte spontană și nu am știut să-mi fie frică. N-aveam de ce. De fapt, nici astăzi, oriunde mă duc în județ, că am lucrat foarte mult cu administrațiile din județ și până atunci și după,
Cred că am lăsat loc de bună ziua și pot să noptez oriunde liniștită, găsesc una, două, trei familii dintre cei ce au lucrat în administrație. Și ziua aceea s-a terminat cariera dumneavoastră de primar? Cea de primar, da, dar mai este un pic din poveste care poate merită să vă povestesc. Au vrut după aceea, au luat jos imaginile cu vizita care erau înrămate și aveau sticlele aruncat, bineînțeles că s-a spart. Au intrat în biroul primarului, care era biroul meu, și m-au întrebat dacă ăsta e telefonul partidului. Deci căutau un anume telefon pe care să-l taie. Ceea ce pentru mine, și tot istoria probabil va confirma, a fost o confirmare a faptului că aveau un obiectiv clar, știau ce caută și căutau telefonul 21246, care era în încăperea alăturată și de unde au început să transmită. Deci a fost, avea undeva de raportat. Ce să transmită? Să dea telefon? Să spună unde sunt și că au ajuns în primărie și ce mai au de făcut mai departe, nu i-am mai urmărit. Acolo au luat, era colecția Munca de Partid, cum era în birou oricărui prim secretar, și au luat-o și le-au aruncat jos în stradă. Au de mai niște ziare, broșuri? Da, sub formă de broșură era, așa, cam la 40 de file. Și după aceea au mers în celelalte încăperi și au ajuns la starea civilă, unde vă spuneam că au vrut să aprindă, să dea foc, au și aprins, au pus hârtii pe covor, câțiva dintre ei, să aprindă starea civilă. Și am zis că e o treabă a orașului, a locuitorilor orașului. Da, și la acele cărți, la tablouri, la fotografii nu au dat foc? Ba da, le-au aruncat jos în stradă și în stradă au fost aprinse. Acum n-am putut vizual să cuprind chiar totul, dar cam asta s-a întâmplat în clădire. Au cerut apoi microfoane, n-aveam de unde, și amplificare. Am sunat pe la Casa Tineretului, directorul era plecat din clădire, nu era în clădire la ora aceea. Dar am stat și încet au venit oamenii care puteau, așa cum am spus, să asigure ceea ce înseamnă viața normală atâta cât se putea în momentul respectiv a orașului. Apa, sănătatea, poliția sau, mă rog, miliția, cum era în credeți zilele că acelea? Ar fi fost în pericol apa și sănătatea? Nu cred, dar erau zvonuri false și oamenii erau speriați. Știu că a venit un consătean de-al meu care locuiește în oraș și mai mare decât mine, cu vreo 3 ani de zile. A venit speriat, nu m-a întrebat pe mine, dar eram în încăperea respectivă, că sunt zvonuri că e otrăvită apa la uzina de apă și sunt zvonuri că la fabrica de bere s-a băgat o travă în bere. Erau povești, dar lumea trebuia liniștită și trebuia ținută sub control toată această... Sigur, mai au urmat celelalte zvonuri cu teroriștii, cu... Da, la dar câteva zile distanță. Destul de... În acea zi destul de echilibrat. La... preoții ortodoxi s-au întâlnit în jurul orei 2. Deci foarte aproape de ora 12. Vizitei dumneavoastră de la primărie. Vizite pe care ați primit-o. Foarte mult. Majoritatea din jurul Reginului au fost prezenți în jurul orei 2 într-o discuție. De cine convocați, cum, nu știu. Ați participat? Nu, dar știu că au fost și am convenit, nu mai era protopop părintele Damian, pe care îl respecta de fapt și pe actualul protopop. Părintele Beldeanu era deja protopop, dar am, într-o discuție de după întâlnirea dumnealor, am zis că ar fi potrivit, nici nu mai știu din ce parte a venit propunerea, ca toate bisericile, fiecare cult de fapt, să-și aibă propria slujbă pentru liniște și pentru, să spunem așa, pentru așezarea într-o direcție bună a vieții în acele momente care erau de mare cumpănă pentru toată lumea și pentru, nu numai pentru reghineni. Și acest lucru s-a și întâmplat. Lumea a apărut în oraș, pentru că cei care au venit după ora 12 erau poate... Bănuiesc că sunt și imagini, eu nu am, dar în mod sigur sunt undeva imagini fotografiate, filmate. Sigur sunt. Da. Cred că în clădire mai mult de 40 de persoane n-au fost. Dar la ora schimbului, după ce vestea s-a răspândit, sigur că toată lumea ar fi vrut să știe ce se întâmplă și a fost spaima pe care a trăit-o. Revine, nu revine, cine vine, ce se întâmplă? La noi? Nu, asta vreau să spun, că la ora schimbului au început să vină în jurul orei 2 și când a ieșit, se lucra în schimburi în aproape toate întreprinderile. Atunci au fost foarte mulți, atunci s-au umplut centru, atunci am și vorbit, atunci a vorbit și părintele Damian și li s-a transmis asta oamenilor, că la ora 5, dacă rețin bine, sau la 6, dar cred că la ora 5 urmează să aibă loc slujbe în toate bisericile, toate cultele.
Și știu că am rămas în clădire până seara, am discutat probleme care țineau de, repet, de ceea ce însemna funcționarea normală a centralelor termice, a alimentării cu apa orașului. Și pe când se însera, probabil că era ora 18, cam așa, după ce au bătut clopotele, după ce au început slujbele și probabil nici n-au ținut foarte mult, a fost o ora unirii în care am intrat cu ei. Deci era încă lume în stradă la ora aceea. Da, majoritatea, foarte, foarte mulți au plecat după vreo oră, oră și ceva, cam pe la ora 4 s-au risipit, dar n-au mai rămas atât de mulți ca atunci când a venit valul mare de la schimb, să spun, de la fabrici. Da. Dar lume era și la, vă spun, la ora 18, cred, pentru că atunci se însera, 18 sau mai târziu, știu precis că eram încă acolo. A doua zi dimineață m-am dus din nou. Se așezau lucrurile încet, încet, au fost discuții cine să fie cel care conduce, a fost și personaje care s-au urcat pe masă și au spus că vor ei să fie primari. Întotdeauna există, da, asemenea persoane. Dar pe mine m-a bucurat că au venit conducători de întreprinderi și care se simțeau responsabili de ceea ce se întâmplă în întreprinderile pe care le-au condus ani de zile și pentru viața oamenilor și asigurarea salariilor și funcționarea lor. Și știu că în discuțiile de atunci au fost orientări spre Argint, care nu mai este fostul director al, se odihnească Dumnezeu pe toți cei care au plecat dintre cei vii, și care era de față, pe un inginer care a fost inginer șef la IPL, nominalizări de acest fel, dar până la urmă știu că a fost un dascăl. A fost și Tujnea, da. Domnul Tujnea atunci. Dumnealui s-a considerat, pentru că a fost exclus din partid, o victimă a comunismului, dar de fapt a fost exclus din partid, cred că își amintește, și cine vrea să caute poate afla, pentru o problemă care ținea de dreptul de autor a înregistrării unei invenții sau unui brevet de invenție. Mm-hmm. Și așa s-a ajuns în primul moment la o astfel de variantă, după care au venit, a fost un interimat, după care au venit alegeri și încet, încet lucrurile s-au mai așezat. La noi vine publicitate și apoi mai vine, din păcate, doar o parte, ultima parte a acestei emisiuni, pe care va trebui să o concentrăm foarte tare. Se pare că povestea noastră e extrem de nu doar interesantă, dar și multă. Poate facem un serial pe tema asta. Publicitate. Cei dragi lăsați cum bun rămas, atunci uitate tot ce ai și cântecul de acasă. Dacă-i uitați pe toți cei dragi lăsați cum bun rămas, atunci uitate tot ce ai și cântecul de acasă. Viața e ca un joc de șah, ca o tablă de șah. Sunt Ovidiu Lisan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă. Emisiune realizată cu sprijinul companiilor Gliga.
păcate, a venit și ultima parte a acestei emisiuni. Doamna Maria Bursan este invitata noastră de astăzi și povesteam despre acea perioadă agitată, chiar și pentru un orășel precum Reghinul, în care regimul s-a schimbat și viața noastră a intrat pe un alt făgaș. Acum, sigur, au trecut niște ani de atunci, doamnă Bursan, și ați rămas la fel de tânără. Mulțumesc. Dar ați acumulat niște ani și niște experiențe care vă îndreptățesc să ne spuneți niște maxime extrase din acei ani. Ce ar trebui, ce ați învățat din anii aceia? Am învățat că trebuie să fii în stare să pornești de la zero de câte ori e nevoie în viață. Și asta, de fapt, n-am învățat-o din ziua de 22 decembrie 1989. Am știut-o din copilărie, dar mie mi-a fost dat de mai multe ori să pornesc aproape de la zero și cred că educația m-a ajutat să găsesc echilibru care trebuie încât să pot să o fac. Și așa, am avut perioade și de șomaj imediat după Revoluție, am mai avut după aceea 92, m-am dus și am lucrat și în învățământ. Ați reușit să vă ridicați de fiecare dată. De ce credeți că ați reușit asta? M-am întors în administrație după mai mulți ani. Pentru că dacă vrei să muncești și îți place să înveți, și mie îmi place să învăț. Mi-a plăcut toată viața să învăț, să învăț și de la ceilalți. Dar în primul rând să învăț în sensul de a face școală, efectiv. Am făcut master la 50 de ani. Pe vremea mea nu era master. Nu, dar erau studii universitare de lungă durată. Sigur că da, dar zic nu, și nu era obligatoriu. Nu era master și mai târziu nici n-a fost obligatoriu. Am găsit puterea asta și eu cred că am avut și norocul să am o familie, deși viața a fost tumultoasă pentru mine, o familie care să mă susțină. Și întotdeauna echilibru mi-au dat-o munca și copiii. Asta m-a făcut să reușesc să mă duc mai departe. Am avut și experiența, pentru că tot discutăm despre asta, experiența de a nu fi ascultat într-un anume moment al vieții de părinți. Ca toată lumea. Ca toată lumea. Și am ajuns la concluzia că atunci am greșit. Da? Da. Am greșit, a trebuit să-mi o asum și să mă duc mai departe și să repar ce am greșit. Și sfătuiesc pe cei tineri să asculte sfaturile părinților, pentru că experiențele lor e mai bine să înveți din experiențele altora decât pe propria piele. Da, pe de altă parte, dumneavoastră aveți copii care v-au adus foarte multe satisfacții și care și-au găsit destul de ușor drumul cel bun în viață, drumul care li se potrivește. Și atunci, probabil ar trebui să sfătuiți puțin și părinții. Pe părinți ce îi sfătuiți? Să le spună tot ce cred că trebuie, că ar trebui, toate lucrurile despre care copiii ar trebui să țină cont. Și să-i lase să aleagă. Pentru că dacă nu le lași libertatea de a alege ei drumul pe care îl doresc, pot să-ți reproșeze într-o zi că ar fi fost altfel. Dar să le spun atunci când văd că lucrurile nu merg bine, eu așa aș proceda. Deci, până la urmă, învățătura extrasă din propria experiență e mai trainică decât cea extrasă din experiența altora? Da, dar e bine, cei care sunt tineri, e bine să țină cont de ce învață părinții sau cei vârstnici, iar cei vârstnici să le spună celorlalți ce ar trebui să facă sau care e părerea lor, însă să-i lase să aleagă. Și apropo de acele planuri cincinale despre care vorbeam și despre indicatorii care trebuiau îndepliniți, bănuiesc că sunteți o persoană foarte organizată și vi se trage de la cei indicatori în principal, dar aș vrea să le spuneți puțin telespectatorilor ce credeți dumneavoastră, cum e cu planurile pe termen lung. E bine să ne facem planuri și să ne ținem de aceste planuri cu orice preț? Eu zic că trebuie să avem planuri pe termen lung. Aproape m-am îmbolnăvit după 90 când am constatat că noi, ca națiune, refuzăm să avem o orientare și o programare pe termen lung. Pentru că a dovedit-o viața și iată că ne încet, încet trebuie să recunoaștem că e nevoie de o astfel de planificare. Însă, pentru că nu suntem singuri în lumea asta,
nici noi, nici noi ca oameni, dar nici România ca țară, trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și ele, bineînțeles, trebuie să ajustate. Asta vreau de fapt să spun. Deci planurile trebuie funcție, ajustate totuși, nu poți să ții de ele. Ce, de realitățile care sunt în jurul tău și de prioritățile care te obligă la asta. Da. La nivel personal, acum, mai aveți planuri? Mai am. Sigur, acum, acum am timp de planurile mele în cea mai mare parte și am timp de familie mai mult decât am avut altă dată și mă bucur de asta. Din păcate nu prea sunt lângă mine copiii sau n-au fost în ultimii ani. Acum ne cam împărțim. Una se pare că e mai aproape, cealaltă mai departe, însă am timp și pentru soțul și am timp să fac și ce n-am reușit și am ținut ascuns, să spun așa, ca o dragoste, ca o pasiune veche a mea. Ceea ce ați descoperit și dumneavoastră cu nu mult timp în urmă este dragostea mea pentru tradiție și pentru folclor. Îmi fac un pic de timp și pentru asta și mai ales că o bună parte din timpul meu sau aproape toată întinderea anului o petrec în satul natal unde stăm cea mai mare parte a anului, la, care e un sat pitoresc, la Idicel, da, și am timp de contacte cu oameni din domeniu, cu cei care mai păstrează încă ceea ce eu vreau să valorific în perioada care mi-a rămas și mă bucur că sper eu va avea cine să continue, pentru că una din fetele mele moștenește și această pasiune și atâta cât ne permite timpul împărtășim și muncim împreună pe, și pe domeniul respectiv. Cred că mă ocup și de nepoțică, am o nepoțică care îmi umple sufletul de bucurie și cred că este marea bucurie a vieții. Am timp de ea mai mult decât aveam de proprii copii și am atâta răbdare cum altă dată când spuneau bunicii nu puteam să cred. Este foarte, foarte bine. Este ceva ce regretați că nu ați făcut sau că ați făcut în toți acești ani? Vreau să spun că din ce am făcut nu regret nimic. Poate chiar și experiențele dureroase este bine că au fost. Ce îmi pare rău pentru anii mei din tinerețe, că n-am reușit să ajung destul de frecvent lângă părinții mei, pe care i-am pierdut de mult, pentru că ei au fost foarte în vârstă, considerat pentru acea perioadă, când m-au avut pe mine. Mama avea 40 de ani, tata avea 47 și mergeam rar. Eram foarte, foarte ocupată, rar, cu toate că nu erau departe, n-aveam nici atâtea posibilități de deplasare ca astăzi, dar mergeam rar și ăsta este cel mai mare regret. Mă bucur că mi-au rămas frații și, într-un fel, o parte din ceea ce a însemnat familia mea sunt acolo unde m-am întors acum după pensionare. Deci sfatul ultim al doamnei Marioana Bursan, să stăm aproape de familie. Da, vizitați-vă părinții, spuneți-le că iubiți. Chiar dacă ei știu asta, probabil e mai bine să le și spuneți din când în când, pentru că după aceea aveți un regret de genul acesta pe care toți copiii la un moment dat ajung, din păcate, să îl aibă. Mulțumesc tare mult că ați venit la emisiunea noastră. Chiar mi-a plăcut foarte tare să vorbesc cu dumneavoastră. Sigur că acum aș vrea să vă întreb mult mai multe lucruri. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Din păcate, emisiunea și aceasta. Salut pe telespectatorii noștri. Dar vă așteptăm și data viitoare. Tot ce bun și sănătate multă tuturor. Să se bucure de viață. Mulțumim încă o dată. La noi urmează, nu știu, în foarte puțin timp, urmează știrile cu Andreea Mileșan și apoi alte emisiuni. Deci veți avea o după amiază și o seară plăcută dacă rămâneți cu Dare Ghin TV. Cât despre mine, la această emisiune vă dau întâlnire săptămâna viitoare, marți. Până atunci, toate cele bune. Cuiva drag, Floreria Flamingo este soluția ideală.
aranjamente din flori naturale și artificiale, decorațiuni, cadouri pentru toate ocaziile. Florăria Flamingo, cartierul Libertății, bloc 2, parter și galeriile Kaufland. Preluări comenzi telefonice și livrări la domiciliu la telefon 0742 820 347. Florăria Flamingo, adevărați maestri ai bunului gust. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în reghin și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Accesează zilnic reghinulnostru.ro și citește articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. De acum mai zilnic pe site articole noi, iar lunar poți citi unul din cele 3000 de exemplare distribuite gratuit în tot orașul. Citește Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale. Zile și nopți te scoate din casă. Fii acolo unde se desfășoară cele mai tari concerte, party-uri și evenimente. Află tot ce te interesează despre cele mai căutate locații din orașul tău. Baruri, cluburi, cafenele, restaurante, hoteluri și nu numai. Zile și nopți, împreună dăm viață orașului. Fiecare poveste are farmecul ei. Începând de acum, povestea anunții voastre poate fi una deosebită. Într-o atmosferă romantică, sala de nunți a pensiunii Anca este cel mai potrivit loc pentru începutul poveștii voastre. O poveste deosebită, atât pentru miri cât și pentru invitați. Aici puteți degusta cele mai alese bucate și cele mai speciale băuturi, iar cei veniți din depărtare pot rămâne cât îi lasă inima alături de voi. Sala de nunți a pensiunii Anca, locul perfect pentru povestea voastră. Pensiunea Anca oferă în mod gratuit toate serviciile de cazare pentru mirii care își vor organiza nunta în acest an în sala de nunți a pensiunii Anca. Cu noi ai siguranța unui eveniment reușit. De peste 10 ani îți oferim sonorizări și DJ pentru evenimentul tău. Party DJs. Ne găsești pe partydjs.ro și pe Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 158. Party DJs. Pentru petreceri reușite tot anul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
Într-o lume a extremelor, o lume tot mai lipsită de liniște sufletească și împăcare, Dareghin TV vă propune o emisiune pentru normalitate. O emisiune dedicată comunității maghiare, dar în care ne putem regăsi cu toții. Varușchep, o emisiune pentru comunitate. Emisiune realizată cu sprijinul Larix SRL. Vedeți astăzi la jurnal. La Reghin va avea loc vineri bursa locurilor de muncă destinată absolvenților. Clubul sportiv Dansul Viorilor, sub egida Federației Române de Specialitate, organizează cea de-a 8-a ediție a concursului de dans sportiv Cupa Mirona. La Reghin se va lansa mâine o carte despre industria apusă a embarcațiunilor nautice reghinene. Ziua păcii prin dans a fost marcată și de micile balerine de la gimnaziul Mirona. Medicii recomandă remediile naturiste în prima fază a răcelilor. Artistul reghinean Florin Vos a făcut public videoclipul oficial al piesei Zâmbetul tău ca o rază, filmat într-un parc din Stuttgart. Adriana Boga a devenit campioană mondială la karate Gojuriu, cu echipa României participantă la campionatele de la